Facebook Pixel și audiențe. Vă invit la un workshop extrem de practic și interesant. Am decis să fac acest workshop pentru că această zonă despre audiențe, despre pixel, despre remarketing este foarte importantă pentru afacerea voastră și este sens să o discutăm aparte. Două segmente importante. Vom studia despre importanța lor, despre implementare, ce înseamnă, cum se integrează și pentru ce trebuie nou. Pentru început, vă invit să accesați pe pagina voastră în Google și să vă instalați extensia Facebook Pixel Helper, ca să ne dăm seama din start dacă aveți pe site-ul vostru integrat un pixel sau nu. În cazul, după ce parcurs toate etapele de instalare a extensiei, veți vedea în partea dreaptă că a apărut o iconiță sură și accesându-o veți vedea și denumirea ei Facebook Pixel Helper. Această iconiță ne ajută să vedem dacă pe site-ul nostru, blogul nostru, un landing page, există un pixel instalat. În cazul când acest pixel este, iconița se va activa și va apărea pixelul și o cifră de culoare verde. În cazul că nu, ea va rămâne sur. De aceea, dacă nu aveți Facebook Pixel, sunteți primul care trebuie să aplicați și să completați formularul și să veniți la curs. Dacă aveți pixel, dar nu știți cum a apărut acolo sau ce posibilități v-ați vă ofere, la fel sunteți binevenit la acest curs. Vom studia la fel și zona despre ce posibilități putem integra prin Facebook Pixel, cum ar fi audiențele personalizate de pe site. Cât timp a stat pe site, anumite perioade, anumite pagini și anumite tipuri de conversii pe care le-a realizat pe site-ul vostru. A doua zonă care noi subscutăm sunt audiențele. Audiențele personalizate, audiențele asemănătoare. În acest curs veți putea implementa direct în cadrul cursului toți cei care au interacționat cu voi pe Facebook sau toți cei care au dat like la pagina voastră sau toți cei care v-au scris mesaj în privat. Pentru ce toate aceste metrici nu ne trebuie? Un simplu răspuns este, 1. Să ne dăm seama mai bine cine este publicul care interacționează cu noi, care privește videourile noastre, care intră la noi pe site. 2. Să lucrăm în remarketing. Pentru aceste persoane putem crea campanii media aparte și putem să discutăm cu ei cu altă tonalitate și cu alt mesaj. De aceea, workshopul Facebook Pixel și Facebook Audiențe este pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cine este potențialul lor client. Este pentru cei care vor să facă reclame mai bune, este pentru cei care vor să aibă un rezultat mai bun. De aceea eu vă aștept cu drag, completați formularul, scrieți-ne mesaje, puneți întrebări, ne vedem la curs și haideți să facem performanțe împreună!